asta. Când se lipește acela, de fapt, construcția numărului începe de la sute, dacă va fi cazul, sute, zeci, unități la sfârșit. Da? Deci, sau zeci de mii, dacă împarte, mii, zeci de mii și nu mai departe. Uite, eu acum vreau să luăm pe toți 278 ăsta și să-l împărțim, dă tu un alt număr. 278 să-l împărțim la cineva. Tot la, dintr-o singură cifră. Spune cifră, 5, 6, 7, 8. 278, la cât să-l împărțim? 3. La? 3, da? Nu fugi din numele de mari, dar nu mai să ai cum, că tot acolo, eu până când îl facem la toate numele de fapt. Vreau să fac împărțirea la toate numele, 278, da? 278. Plus 70. Împărțim la câte aici? La 3. La 3. Calcul. 200 plus 70 plus 8. Totul de împărțit la 3. Bă, 200 nu se poate exact la 3, băi. Da? Vezi? Cât? Păi cât? Azi ți-ai zis 150. Tu iei 150 și s-ar împărți la 3, da? Altul mai aproape de 100. De 150. Mai aproape, ca să parte exact. 180, eu zic. 180 mai 360. Nu, 180 nu se parte la 3? 180, da. Se parte sau nu? Ia de gândire. 180. Ca și cum ar fi 18. Da, 90. La 3, la 3. Da, 90, ori 3. Ori 2. De 2 ori face 2 ori 9. Dar la 3, 18, nu? Deci, 6 ar veni. Încă o dată. Deci, 200, cel mai apropiat număr care se împarte de la 200, ar fi cât aș zis eu, am zis 180. 180. Dar 190? Dar 190 se parte? Nu. Nu se parte. 180 se parte, ca și cum ar fi 18. Deci, 18 se împarte exact la și foarte exact la 6. Exact, la 3 și îmi dă 6, da? Deci, să scriu eu, în loc de 200, scriu așa, 180. 180. Cele 20 se pun la 70. Da. 90. Plus 90. Și plus 8. Și egal cu. Egal cu. Totul de împărțit, nu? Totul trebuia să împărțim la 3. La 3. Și egal cu 180 se parte la 3? Da. Și cât face? 6. 60. 6 ar fost numai dacă ar fost 18. 60. Fac 60. Plus 30. Plus 30. Și plus 8 împărțit la 3. Pe 8 ăsta ar trebui să-l scriu cel mai apropiat ca număr care se parte la, exact la 3. Cine ar fi? Aproape de 8. 6. Deci plus 6. Și plus 6 care 6 plus 2, nu? Și asta am pățit la 3. Vezi că am umblat la 8 ăsta, l-am stricat. 6 plus 2. 8 nu se pățe exact la 3. Și e acum. 60 cu 30 face cât? 60 cu 30. 60 împărți pe 60 plus 30, 90. Deci face 90 plus 6 se împarte la 3? Da. Plus 2. Plus 2. Și nu plus 2, plus 4. Cum? De ce? Pentru că plus 2. Păi nu, dar 2 ori rămâne, că 2 o să e trist. Hai să scrim așa. Plus 6 împărți, ca să fie și mai clar. 6 împărți la 3 și plus 2 împărți la 3. 2 împărți la 3. Nu, că pe fiecare dată se împarte. Și acum, 90. 10 împărțit la 3 nu se poate. 2, va rămâne 2 rest acolo. Și spune restul 2. Nu te superi, dar rămâne cu rest. Da? Deci vom spune că este egal cu 90 cu 6. 90 cu 2. Cu 6 împărțit la 3 fac 2. Deci vine cât? 92. 92. Rest. Virgulă. Rest. Cât este restul? Restul este 2. Restul este 2. Fac 92 și restul este 2. 92 plus 2. Sigur că da, mai tare, mai tare, mai corect. Tu vezi că ești foarte tare, mă, ești pe fază.
tot mă gândeam că se scrivește. Deci plus 2 ăsta, domnule. Ca doar așa a fost. Ăla de la început, 178, împărțit la 3, ne dăm 92 plus 92 plus 32. Nu, plus, nu-i bine totuși. 92, în paranteză, punem rest. Restul, să vezi de ce. Restul este 2. E bine așa. Rest 2. Dragule, am muncit foarte mult. Se recunoaște aici, am muncit foarte mult. Dacă tu ai să fii de acord cu mine, am să încerc șmecherea cu algoritmul acela. 278 împărțit la 3. Și mie îmi place asta. Da, 278 împărțit la 3. Egal cu. 3 din 2 nu se poate. Așa, așa, acum construim un număr din 3. 27. 3 din 27. 7 vine de 9 ori. 9 ori 3. 9 ori 3. 27. Nimic. Coborăm următoarea cifră. 8. 8 în 3 de 2 ori. Așa. 2 ori 3. 2 ori 3, 6. Da. Și rest 2. Mamă, dă-mi ce repede ați făcut. Și-am muncit aici, ce-am amețit. Mă pare. Da, sigur că da. Dar acum am înțeles de ce trebuie să fiu foarte apropiat de tehnica asta. Metoda de algoritm. Dar nu puteam să-l înțeleg decât după ce munca asta, ca să-mi dau seama, să fac comparații. Și să înțeleg că șmecheria asta nu a venit cuiva așa peste noapte, ci el a căutat o tehnică de că să rupă, să muncească, să vadă cel mai apropiat și cel mai nu știu ce și nu știu cum. Și să ce rămâne în plus 10-le la, să lucrească la 10 de următor și să facă și să vadă. Hei, iată deci că nu avem voie să punem 8 acolo, nu? De exemplu, eu mă gândesc, mă întreb, în loc de 9 ori 3, 27, să spun că greșesc și pun 8 ori 3. 8 ori? 3, 24. A, e corect, oare deci, Mario? Deci, în momentul în care sunt aici da. Și 27 împărțit la 3, trebuie să știu tabla mulțirii foarte bine. Asta e o dovadă clară. Fără doar tabla mulțirii știute perfect, nu încercăm asta. Și cel mai apropiat trebuie să știu. Și cel mai apropiat. Dacă ar fi fost aici 28, da. 288, ia să încercăm pe asta. Ia să vedem. 288 împărțit la 3. 3. Ia să vedem aici cum facem. Egal cu. Prin algoritmul ăsta, care cât de cât l-am simțit. Da? Nu vrei? Nu, ce mă, dă drumul e mamă, că eu sunt de acord cu tine. 200, să vezi tu dacă nu vii tu lângă mine. 200 și plus 80. Zi, mă, zi. 200 plus 80. M-ați găsit partener, domnul. Plus 80. Tu zici că contra. 200 plus 80 plus 8. Totul de împărțit la 3. Și egal mai departe cu. Și 200 să scriu cel mai apropiat 180. Hai mă, că muncim, dacă tu asta propui. Deci cât ai zis? 180. Zi, vorbește, mă lasă. 180, zi. Plus 80 și cu 20, plus 100. Plus 100. Plus 8. Totul de împărțit la 3. Și capul. 180 împărțit la 3. Scriem asta. 180. Împărțit la 3 care merge, plus 100 împărțit la 3 care va fi o problemă exact. Că nu merge. Calculați. Și? Plus 3 și plus 8 împărțit la 3. Aici face, să te-am zis, 60 împărțit la 60. 60. Plus, nu la face și atunci zic 90 și e mai apropiat. 90 împărțit la 3 și cu 10 o lipesc în gop și face plus 18 împărțit la 3. Și egal cu 60 plus 30 așa. Plus 6. Și face 90 plus 6. 90 plus 6. 96. Dar să recunoaștem că am muncit de... Eu să recapacit. Nu am muncit eu. Adică am muncit eu, spui tu. Tu... Păi da, asta a făcut. Nu, el a făcut algoritmul celălalt. Chiar uitați. Asta, spui
atunci, munceți, munceți. Munceți, munceți. Tu te-ai împotrivit. Tu te-ai împotrivit ca să-mi dai mie de lucru. Ai, eu știa deja rezultatul. Să-i pentru joc din mine. Deci, ai văzut un lucru foarte bun. Cât a muncit două profesori și a mers foarte repede. Deci, și treaba lui, că eu am ales asta. Hai să vedem 288 pentru toți. Deci, dragilor, ați văzut ce mi-a făcut pe Mario. Deci, trei ori, cât fac? 3,28. Foarte aproape, 28. 27. Adică 9 ori. 9 ori, 3, 27. Și restul 1. Rămâne 1. Și am coborât 8. Și am făcut 18. Ce uite aici. 18. Împărțit la 3. 3 din 6 ori. 6 ori, 3, 18. 18, 18 mi-am să-mi ferici 0. Păi, ce rapid, așa. Vezi? Deci, vezi, unde nu vrei tu de rog să te uiți la șmecheria asta. Nu vrei aici să... Eu vreau așa desfășurat. Deci, spuneai desfășurat. Dar când ai ghicit cât de rapid și ce interesantă e toată construcția asta în algoritm, sigur că de acum nu ai decât... Exact ca la mulțirea, când o făceam noi desfășurat și mulțirea care... Și când ai găsit jurele sub altele, gata, nu discute. Cu fructele, 4 kg. Păi, tocmai când făceam așa ceva, deci ai văzut că... Acum, să facem 288 la 4. Deci 288. 288 împărțit la 4. Egal cu. Te rog. Desfășurăm? Nu. Nu desfășurăm. Te rog. 4 în 28. 4 în 28. Devine fix. Deci, 8 ori. 8 ori. Nu de 8 ori, de 7. Așa, mă, vezi, atenție mult, 7. 7 ori 4. E 7 ori 4, e de-alaltă, știi tu. 7 ori 4, 28. Tot 28 a fost, așa. Lecția anterioară. Și acum, pe 8, și urmează 4 în 8, de 2 ori, 2 la 4, 8, și nimic. Și uite cum am găsit 72. Băi, asta ne convinge că am făcut o treabă, dar n-am găsit. Cum ne putem? 4 ori 72. Deci, 4 ori 72, trebuie să ne dea 288, așa se știe asta, de împărțitul. Facem. 4, 2, 8. 4, 7, 28. Aici unde-s foarte repede. Da? 4, 2, 8, 4, 7. Pune repede acolo și ai ajuns rapid. Deci de împărțit, într-adevăr, 288 egal cu împărțitorul ori... La 5 acum. Mai foarte tare. La 2 s-a împărțit exact? La 2 e 9. La 2 s-a împărțit, mă. Și la 2, și la 3, și la 4, și la... Ai intrat în timpul lui? Ai găsit 5 minute. Gata. Continuăm. 288 împărțit la 5. De rog. 28 între de 5 ori. De 5 ori. Bravo. 5 ori 5. 25. Da. Rămâne rest 3. 38. Da. 5 în 38 intră de 7 ori. Da. Și rest 7 ori 5, 35. Și restul este 3. Și acum, ca să fie probar, e așa, 288, scriem asta, trebuie să fie egal cu 5 ori 57. A, 5 ori 57, plus restul, de la sfârșit, plus 3. După această formă, să vedem dacă e adevărat. Asta îți rămâne ții ca temă. Faci proba, mulțești, faci, avem 3 și vezi dacă e adevărat. Și dacă e adevărat, înseamnă că făcutul lucru foarte bun. Hai să vedem 288 împărțit la 288 împărțit la 6. 288 împărțit la 6. 28, 6 intră de 4 ori. 4 ori? 4 ori 6.
46, 24, 24. Da. Rest 4. Da. Îl coborăm pe 8. Da. 48, 6 dintre 48 de 8 ori. Da. Rest nimic. Iată cum am găsit rapid. Perfect. Să vedem acum 288 la 7. 288 împărțit la 7. Proba care ar fi? O știi foarte bine. Da. Trebuie ca 288 să fie egal cu 6 ori 48 și plus restul care e 0, nu? Și iată, vezi vedea la care nu intră fix. Cum? Bine, dar la 28 intră. Intră. Și 28. Și câte? De? 4. 4, 4, 7, 28. Coborâm pe 8. 8, 7 în 8 odată. Da. Și rămâne restul. Restul 1. Adică care ar fi proba? Spune-mi mie repede. 41. Nu, 288 spune așa, 288. 288 egal cu 71. Nu, 7 ori 41. 7 ori 41. Împărțitorul. Plus 1. Plus 1. Vezi dacă e adevărat. Să vedem 288 împărțit la 8. 288 împărțit la 8. Hai. 24 și mai apropiat. Da. Adică? De 3. Da. 3 ori 8. 24. Da. Rest 4, 48. Da. 8. Intră de 6 ori. Da. În 48, 48. Fără rest? Deci care ar fi proba? 288 egal cu 36 ori 8. 36 ori 8 și restul 0. În sfârșit, 288 să-l împărțim la 9. 288 împărțit la 9. 27 și intră de 3 ori. Da. 3 ori 9. 3 ori 9. 27. 1, 18, împărțirea nu este egal cu 2. Adică proba? 288 ar fi egal cu... 288 egal cu 32 ori 9. 32 ori 9. Și nu, restul, asta te verificăm de fiecare dată. Deci vreau să fie verificat ca să nu fie o greșeală. Asta, asta trebuie să avem în vedere. Ce putem spune? Că nu-ți mai este teamă de împărțire, că împărțirea pentru tine de acum devine o joacă, atâta vreme că știm foarte bine mulțimea. Deși ascundem ce în culise? Ascundem, știu perfect tabla mulțirii. Îndrăznesc să mă apuc de împărțire. Știu perfect tabla mulțirii, îndrăznesc să mă apuc. Păi n-ai fost să vezi că apropiat cât ori cât. Nu, acolo vorbești singur. Stai și te uiți acolo, blocat, n-ai nicio șansă. Așa încât, ca sinteza orii, ce ai descoperit? Cu ce pleci tu la lecția noastră de acum? Ia să vedem, cu ce? Cu ce lucru minunat? Da? Cu ce lucru minunat? Spune-mi. Împărțirea este importantă. Este o operație foarte importantă, dar nu o pot face... Fără să știu perfect. Mulțirea. Tabla mulțirii. Fără să știu tabla mulțirii. Deci împărțirea e noua operație pe care ai descoperit-o. Poți să faci și această operație. Deci până acum ca operație știi adunarea, scăderea, da. Înmulțirea. Și acum împărțirea. A apărut noua operație, împărțirea. Da? Asta este noutate. Și chestia de a verifica, dacă ai făcut o treabă bună, de împărțitul, egal cu împărțitorul oricând, plus rest. Așa asta se numește teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Adică nu toate împărțirile dau exact. Da? Nu toate dau exact. Dau și restul. Este proba pe care o facem de fiecare dată. Dar noi o facem de fiecare dată și... Deci,
sinteza oare. Algoritmul împărțirii. Algoritmul împărțirii, asta e, da? Foarte, foarte important că l-am descoperit și acum tu ai înțeles de ce se așează așa, ca să mărim viteza de lucru. Nu desfășurăm, nu putem pierde timpul, ți-e limpede. Da? Trebuie să știm neapărat tabla mulțirii. Spune, le spune pe Dumnezeu, nu vă apucați să încercați să faceți împărțirea, da, sau, dacă nu știți tabla mulțirii. Nu aveți cum. Vă, sigur, sigur greșiți. După ce o știți foarte bine, vă puteți apuca și de așa asta. Asta am făcut și să și notăm și teorema împărțirii cărezi. Teorema împărțirii cu rest. De fapt, proba. Proba împărțirii. Da? E proba împărțirii. Asta facem noi. Să ne verificăm dacă am făcut treaba bună. Știi, pentru data viitoare, da, faci ei 5 numere. Și pe fiecare le împart de la 2 până la 9. 5 numere ți le dau eu? Da. 789, 493, 875, 943 și 1279. Hai să fie și unul așa. Așa. Dar bun, el e treabă simplă, dacă e cu 4 sau cu 5 cifre, nu are importanță. Da? Deci acestea 5, fiecare împărțit de la 2 până la 9 și proba în, în dreptul fiecărei. Și cum am și obișnuit, îți va arăta că e celul la film. Ca prietenii noștri îți vadă seriozitatea ta, nu așa, nu-i glumă. Noi ne venim aici, nu ca la o întâlnire așa, ca la plimbare, ci venim concret. Facem tema și pentru a doua zi. Dar ce le spune prietenii noștri? Să nu uitați de like, share și nu vă, să vă abonați la Prof Online. Băi, să nu vă abonați, băi. Păi tu mai asta să aboneze. Știi câți abonați sunt pe numărat? Nu. Sunt, am depășit și 40.000 de abonați. Și orice lecție la noastră le apare imediat în dreptul lor acolo. Apare ceva la Prof Online. Și ei se uită. Și abonați-vă din ce mai spuneți prieteni, la mai știi, aveai tu lozica aceea, spune și la dușman, și la prieteni, și la cumetri, și la vecini, la verișori. Toți să poată beneficia de lecții de profundă, mai? Pentru că e o șansă imensă la așa asta pe care o ai. La revedere, dragilor! La revedere! Să nu uitați de like și să vă abonați la profundă, la revedere! Corect!